34 de ani, atât au trecut din 1989, momentul atât de important pentru istoria României și până astăzi, dar oare ce ar șoca pe cineva care a adormit în anul 1989 și s-a trezit în 2023? Dacă cineva ar fi adormit în 1989 și s-ar fi trezit în 2023, ar fi șocat de o multitudine de schimbări tehnologice, sociale, politice și culturale. Iată o listă cu unele dintre cele mai notabile schimbări: tehnologia și internetul. Internetul, în forma sa modernă, a devenit omniprezent. Acesta a transformat aproape toate aspectele vieții, de la comunicare și muncă până la divertisment și cumpărături. Telefoanele mobile și smartphone-urile, în locul telefoanelor. Fixe și al telefonelor mobile mari și grele din anii 80, majoritatea oamenilor folosesc acum smartphone-uri cu ecranuri tactile, care sunt adevărate mini-computere. Rețelele de socializare, platforme precum Facebook, Twitter, Instagram și TikTok au revoluționat modul în care oamenii comunică și împărtășesc informații. În plus, astăzi oamenii se pot vedea la distanță în timp real prin videoconferințe. Bancomatele. Apariția unei cutii din care poți să scoți bani ar fi cu adevărat o noutate pentru un om care s-a trezit după 34 de ani. Lucratul de acasă. După binecunoscuta pandemie de COVID-19, tot mai mulți oameni au început să lucreze de acasă. Puțin se gândeau în anul 1989 că și-ar putea câștiga existența fără să părăsească domiciliul. Vehiculele electrice. Autovehiculele electrice, precum cele produse de Tesla, au devenit din ce în ce mai populare. Iar Dacia 1000 300 și 1310 aproape că nu mai există pe străzile din România. Comerțul electronic, cumpărăturile online, în special prin giganți precum Amazon sau EMAG, au devenit o obișnuință. Aceasta este doar o mică selecție a schimbărilor majore. Practic, peisajul întregii lumi s-a schimbat în multe moduri în acești ani, iar aceste transformări ar fi fost cu siguranță șocante pentru cineva care a ratat ultimele decenii. Relatează știu.ro